aici. Eu o să vorbesc despre Pure Research. Sper să nu vă plictisesc despre tratare. O să vorbesc despre Pure Plan, nu știu că toată folosește. Dar înainte de asta vreau să știu câți dintre voi ați mai făcut Pure Research. Foarte, foarte sau tranzacțional, atunci când caut un produs foarte, foarte specific, de exemplu, un telefon Samsung, S4 alb. Așa, la ce ne ajută cuvintele cheie? În primul rând, ele generează trafic organic, le ajută la relevanță, atât pentru pagini web, cât și pentru un site. Ne ajută în același timp să facem și arhitectura informației la site-ul respectiv pe care vrem să optimizăm, optimizând pe termen fatal cu content și alte cele. Link building, bineînțeles, este o bani foarte importantă tot procesul Fabric Zero. Identificăm și competitori în același timp, pe măsură ce facem Pure Research și, bineînțeles, aflăm noi oportunități de business. Dacă noi vrem să vină, de exemplu, laptopuri, este foarte posibil să găsim noi oportunități pentru cuvinte ca să ne mărim, să ne creștem business. Ok, sursele de cuvinte cheie. Câți dintre voi folosiți Google Analytics și Google Master Tools atunci când faceți Pure Research? E bine, sunt foarte multe persoane care nu se folosesc de istoric odată, mai ales din Google Analytics, chiar dacă sunt acum peste 90% în aprobări. Tot găsim foarte, foarte multe informații. Pure Plan pe care trebuie să-mi folosiți toți, alte tool-uri, va fi Semrush, de exemplu, Google, Yahoo, Bing, Yandex, adică motoare de votare, care au cele mai bune surse de cuvinte cheie, și bineînțeles, competitorii noștri. Este foarte, foarte important să mergem și la competiție, să vedem ce cuvinte targetează și pe ce cuvinte optimizează aceștia. Ok, aceștia sunt trei algoritmi pe care îi folosește Google. Câți dintre voi ați auzit de ei? Foarte puțin. N-aș vrea să fiu foarte mult în detaliu, pentru că sunt foarte multe informații și mai excelent. LSI este Latent Semantic Indexing. Google atașează un scor pentru un document, un scor de relevanță, în funcție de termeni pe care îi căutăm noi. Așa? Latent Degree Allocation este pe topic modeling. De exemplu, dacă cineva scrie în Google căutarea Jaguar, Google nu va ști dacă este vorba despre animalul Jaguar sau despre mașina Jaguar. În schimb, ca să dea mai multe informații, să știe exact pe ce avem nevoie. De exemplu, animalul vă spune că e carne cortul, crește mult, stăpânează și așa mai departe și că este un poferin. În schimb, la mașina Jaguar, vă spune că este o mașină, este făcută în antifașă, are un motor cu X-Cai și așa mai departe. Este foarte important să dăm cât mai multe informații ca să înțeleagă mai bine topicul despre care vorbim acolo. Pe principiul ăsta se funcționează și la semantică. Și mai este încă un algoritm, frequency și invers document frequency, este vorba tot de termenii de căutare. De exemplu, dacă noi căutăm laptop Lenovo, Google va pune în aplicare algoritmul ăsta pentru fiecare termen din căutarea noastră. Și va vedea că laptop este un cuvânt foarte, foarte căutat, în schimb Lenovo este mai puțin căutat. Și în acest fel va determina mult mai bine relevanța pentru documentul respectiv. Dar, după cum spuneam, vreau să-mi fac multe în detalii despre ei, cât sunt multe informații pe ele. Ideea e că sunt foarte importante și dacă ținem cont de ei atunci când optimizăm un site sau o pagină web, beneficiile sunt foarte, foarte mari. Presupun că știți că dacă optimizăm o pagină pentru un singur cuvânt, vom aduce trafic după multe alte zeci sau chiar sute de cuvinte.
Okay, și aici este un, este un mic exemplu. Vedeți ce program am făcut. The Movie That de Dream in Dream. Și este vorba de Inception. Nu vreau știu că e vorba de Inception după căutarea mea. După topic modeling. Exact, le zic și el ei. Ok, există doar o metodă de a face query search. Asta am doar și automată. Cea mai normală pe cursus cu toții. Avem două, trei cuvinte în cap, mergem pe un plan, le punem acolo și ne pe Google, acelea sunt și mergem mai departe. Sau metoda automată. Eu o să vorbesc astăzi despre metoda automată, cum puteți să fiți mai eficienți, cum puteți să găsiți tone de cuvinte cheie foarte, foarte căutate și foarte bune și foarte simplu. Poate să sunt puțin ciudat, dar mergem mai departe. Noi am dezvoltat un tool, se numește OpenS. Este un open source, făcut de oameni de marketing și SEO pentru oameni de marketing și SEO, special pentru marketing. Ei, și cadrul pool-ului, ne-am dezvoltat foarte multe aplicații pe care să le folosim la diverse, la diverse task-uri pentru partea de SEO. Inclusiv vrem să mergem în zona comercială cu aplicații care pot fi folosite de toată lumea. Și avem strict 6 aplicații. Cadrul Keywords, Attaching Keywords, Keyword Extractor, Deleted Keywords, Keyword Analysis și cea mai importantă Keyword. Și o să vă spun cum vă pot ajuta în fiecare dintre acestea. Incoming Keywords, acestea sunt aplicațiile. Primele 6 sunt cele de pentru partea de Keyword Search. Așa arată dashboard-ul din OpenS. Ok, Incoming Keywords folosește un script, un JavaScript și îl pune la noi pe site. Și bineînțeles că sunt scăpări de la Google, de la Yahoo sau de la Bing. Cum vedeți acolo sunt pentru un site care a făcut niște teste, niște un set de cuvinte cheie. Este foarte posibil ca acele cuvinte cheie să le descoperim, dar este foarte, foarte, foarte posibil ca cu acest lucru să găsim și alte cuvinte la care nu ne-am gândit. De exemplu, cum se mută și fonie. Se vede că găsit într-o zi o astfel de căutare. De exemplu, dacă vezi că ai trafic mai mult pe un termen de genul ăsta, poți să faci un articol pe blog sau, eu știu, să optimizezi o pagină pentru așa ceva. Din care să dai informații. Se pare că este interesant pentru așa ceva. Ok, Attaching Keywords. Asta e o aplicație foarte interesantă. De exemplu, tu dacă trebuie să-ți optimizezi o pagină web și nu știi, ai deja pagina, dar nu e sigur dacă ai targetat toate cuvintele pentru pagina respectivă. Ce face aplicația asta? Am luat un exemplu acolo, eurogsm.ro și cuvântul căutat este telefon mobil View A54. Așa, eurogsm este poziționat pe locul 11. Aplicația va căuta termenul nostru pe care l-am introdus acolo în Google. Va lua primii 5 competitori din Google, pentru că ei se presupune că sunt cei mai buni optimizați pe acel cuvânt. Și va scoate cuvintele pe care le folosesc ei, dar nu le folosim noi. Și în felul ăsta, tu poți să găsești alte surse de cuvinte care îți pot aduce trafic pentru pagina respectivă, la care tu probabil nu te-ai gândit. Și aici sunt cuvintele pe care mi le-a dat tool-ul. De exemplu, Bad Review. Așa, sunt termeni de câte 2 cuvinte, 3 sau 4 cuvinte. Am ales aici, în exemplu, doar sugestii pentru 23 cuvinte. Așa, și inclusiv folosește și stop words care sunt prepozite, de exemplu, unde, pe, pentru, și așa mai departe. Și putem să găsim foarte, foarte multe cuvinte de aici, în general undeva la 18-20 cuvinte pentru fiecare pagină, pentru fiecare pagină parte, și sunt strict cuvinte care nu sunt folosite de noi. Ok, Related Keywords, asta e cea mai una dintre cele mai bune aplicații, pentru că de la un singur cuvânt, eu sunt 100% sigur că aplicația îți va returna undeva la 80-100 cuvinte, depinde doar de cuvântul respectiv. Care sunt cele mai căutate din Google? Ea este conectată cu Google Autosuggest. Știți faza mea? Așa? Google și Google Related Keywords. Și inclusiv sunt luate din Google Images, Insights, News, Products, YouTube sau Books și după motorul de căutare Bing și Google. Așa. Aici am luat un exemplu, telefon mobil View. Sunt foarte multe cuvinte aici, care sunt cele mai căutate. Pentru că știți că la fiecare termen pe care noi îl folosim în Google, Google ne arată strict cele mai căutate cuvinte după termenul nostru de căutare. Așa, și mergem foarte, foarte mult în partea de long tail. Deci este important long tail-ul? Pentru că este foarte utilizat și puteți aduce traficul mai ușor pe să
website pentru un telefon mobil, interesant. Ce pot să vă spun că doar cu acest termen de căutare, tu mi-a oferit undeva la 70 de cuvinte cheie. Pe care pot să le folosesc mai departe în procesul de optimizare. Și dacă puneai clar cu de mine? Nu știu. Dar nu uite, cele mai relevante strigile date de cuvântul meu. De exemplu, dacă pui telefonul mobil Allview, Planner o să-ți dea de la toate marțile. Așa, Keyword Extractor. Asta e o aplicație prin care poți să vezi exact ce cuvinte folosești în competitorul altul. Dacă tu vrei să mergi pe laptopuri Lenovo sau laptop Lenovo, vei căuta în Google cuvântul ăsta, vei vedea cine se află pe primul loc, pentru că sigur a făcut ceva bine la partea de conținut. Chiar dacă este importantă și partea de off-page, se presupune că sunt altfel. Și aplicația respectivă îți va oferi toate cuvintele pe care au competitorul vostru optimizat, inclusiv cu un scor de relevanță. Scorul de relevanță se calculează în funcție de toate elementele SEO. De exemplu, dacă cuvântul respectiv este prezent în titlu sau în descriere sau hash-ul sau în conținut, atunci înseamnă cuvântul respectiv este optimizat în pagina competitorului nostru. Și furăm cuvinte evidente, fără să mai spun, să le descoperim pe toate. Tot așa sunt două termeni de cutare format din 2, 3 sau 4 cuvinte. Depinde doar de ei. URL. Asta este cea mai complexă aplicație de cutare pe noi. Este integrată cu toate celelalte aplicații pe care le-ați văzut. Adică fiecare aplicație și-a informații de la una la cealaltă. Ce face asta mai exact? De exemplu, vreau să-mi deschid un magazin online cu laptopul, da? Plec și eu de la cuvântul laptop. Un laptop și laptopul. Și domeniul meu să răspund este laptop.ro. Am posibilitatea ca pentru fiecare cuvânt de acolo, aplicația să-mi scoată toate cuvintele relevante din Google, din celălalt suget și din celelalte surse. Și așa fac cu se foarte, foarte mare de cuvinte cheie, pentru că o să le folosesc mai departe la mine site. În același timp, mă luau fiecare cuvânt pe care îmi desoperau și îmi desoperă și competiția pe nișa respectivă. Adică este foarte important, odată și faci pe research, să știi exact și care sunt competitorii tăi. Să știi cât de bine sunt optimizați, ce ai tu de făcut, cât de bine sunt pe partea de social, cât de bine sunt pe partea de off-page, ca să știi exact cu ce măsuri se iei. Să mergi în continuare cu partea de optimizare. La fiecare cuvânt cheie, la fiecare cuvânt cheie puteți să vedeți competitorii doar pe acel cuvânt cheie. Este o dificultate SEO calculată pe întreaga nișă și acolo în partea de sus sunt numărul de cuvinte care sunt ușoare, evrei sau spaghele. Așa, aici sunt partea de competitori. După cum vedeți, aplicația este integrată cu Majestic SEO și cu datele de la MOS, adică sunt metrici trase într-o citation pro backlinks, rodomeni și domeniul autority, inclusiv din toate cuvintele tale îți arată primul competitor pe câte cuvinte este poziționat, care este poziția medie pe cuvintele respective, ca să știi în care este cel mai puternic. Și inclusiv o parte de off-page, care toți cred că știți că e destul de greu de făcut și de optimizat acolo. Sursele de link sunt foarte greu de obținut, mai ales că sunt foarte multe planțe pe lumea și multe altele. Așa, și aici este mult mai detaliată competiția la nivel de URL. De exemplu ăsta, mi-arată competitorii, sunt în partea stângă, URL-urile pe care navighează, social metrics, ca să vedeți dacă competitorii noștri merg foarte mult în partea de social, adică dacă fac și alte lucruri pe partea de SEO. Și inclusiv link data pentru fiecare de element parte. Adică este o analiză mult mai interesantă. După cum vedem, Market Online a făcut ceva link building pentru care 39.000 de link-uri către URL-ul respectiv după 11 domenii și are inclusiv o autoritate foarte mare, 41. Este destul de puternic.
sistem. Așa și aici sunt competitorii fiecare luați parte cu pozițiile, cuvintele cheie pe care sunt poziționați, inclusiv poziționarea lor. Cât acurateze au maxim datele pe care le-au? Eu iau așa, pe exemplu, AFS-ul, nu știu, vă spun de la scopul, diferențele între ele sunt destul de mari. Ce face Oconess în plus față de ei, cât se poate să scoată niște date cu acurateze maximă? Datele care sunt integrate aici în Oconess, adică link data, link metrics, sunt luate strict de la multe respective. Dacă tu ai încredere sau mai încredere în ele, nu, fiecare. Nu, adică sunt diferențe mari între ele. Faci o medie între ele? Da, sunt diferențe mari între ele pentru că fiecare are alți algoritmi de spate. Și de asta noi am integrat mai mult. Poți să ne integrezi și cu Ahrefs și cu alte tool-uri din ăsta de SEO. Nu trebuie să le iei, dar bun, pe toate. În schimb... Ai zis că ai acolo pot să ne ajungă. Păi da, în măsurare a curateții 100% pentru că sunt luat de datele de acolo. Păi dacă una, 2000 și 25.000, tu ce faci anume? Face media, banderată, aritmetică de care faci? Sunt toate informațiile acolo. Dacă unul dă 1000 și altul 2000, eu îți arăt 1000 și 2000. Nu e un compound metric, nu, sunt separate. Sunt separate de acolo. Și apoi tu tragi concluziile mai departe, cum ți și de know-how-ul tău, la partea asta. La fel cum e și pe genul. Știu eu că e 3 sau 4 sau că e 3.2 sau că e 3.5. Nu știu. Ți le dăm doar dacă faci timp de mandarea tool-urilor respective, dacă le comunici altfel. Îți dai seama că trebuie să ai conturi premium la tool-urile respective sau să le te conectezi cu apiurile. Așa și una dintre cele mai interesante aplicații este Keyword Analysis. Ce face asta? Scoate dificultatea, popularitatea și rolul pentru fiecare cuvânt cheie. Este un lucru ăsta nu l-am văzut decât la Moz. Ei spun doar dificultatea la per cuvânt la SEO. În schimb nu spun popularitatea și rolul. Cum știm dacă un cuvânt cheie este are dificultate mare? Sunt mulți oameni care optimizează pe cuvântul respectiv. Și cum puteți să ne dăm seama direct din Google dacă sunt foarte mulți, sunt foarte mulți competitori sau foarte multe site-uri care optimizează pe un cuvânt cheie? Din repere, nu, că acolo îți arată competiția pe PPC, nu la SEO. Nu, dar în momentul în care faci căutări, căutări cheie respective, în ținerea care îi bătai cuvântul la creator, să există și probabilitatea foarte mare ca să te bătai și pe SEO. Da, dar e foarte posibil ca să găsești un set foarte mare de cuvinte cu competiție mare la PPC, dar la SEO să ai o competiție mult mai mică. Și să fie mai ușor să rachezi la SEO decât să arzi bugete la PPC. Eu personal analizez domeniile care rachează pe acele cuvinte cheie, le pot extrage din diverse cuvinte și funcție de asta nu dă seama dacă am și rog sau nu. Da, e o variantă. E o variantă. Nu ți-ar plăcea o variantă în care să dai și scorul direct? Oarecum. Dacă se optimizează pe un cuvânt cheie, înseamnă că cuvântul respectiv trebuie să apară pe foarte multe site-uri în titlu. Asta ar fi cea mai mică chestie de bun simț. Dacă vrei să optimizezi pe un cuvânt cheie, îl pui în titlu. Dacă optimizezi pe acel cuvânt cheie, e clar că faci link building către el și trebuie să apară în altor texte. Știți de advanced Google searches, terms, in title, in anchor, in text? Da. Ok. Plăcere. Bun. Deci, dacă avem foarte multe rezultate pentru in-title și pentru in-anchor, care optimizează pentru cuvântul nostru, înseamnă că avem dificultate mare. Popularitatea se calculează în felul următor. Dacă sunt foarte multe rezultate al cuvântului tău care apare în paginile web. De exemplu, dacă se vorbește foarte, foarte mult despre laptopuri Lenovo prin diverse pagini web, adică în text, apare în articole sau în pagini, înseamnă că este interes foarte mare pentru cuvântul respectiv și are o popularitate mare. Deci popularitatea înseamnă ce? Că este folosit des? Da, că este interes pentru ea. Cred că interes e una, dar a fi folosit e altă. Că eu pot să am un interes, dar să nu ai cuvântul cheie. Da.
Da. Deci, dacă tu ai interes pentru laptop Lenovo și mai sunt alte milioane de oameni care au interes pentru laptop Lenovo, înseamnă că lucrul ăsta se va vedea și în Google. În toate paginile de state din Google. Site-ul o să vadă interesul și o să-și bage cuvintele în site, nu? Dacă o să descoperi interesul respectiv. Dacă nu-l descoperă, nu o să-l pună. Sunt foarte multe discuții cu forum, unde se vorbește despre un anumit tip de produs sau bloguri. Ok. Și ROI-ul se calculează în funcție de dificultate și popularitate. De exemplu, dacă un cuvânt are popularitate foarte mare și dificultatea SEO foarte mică, înseamnă că și returnul tău va fi foarte mare. Și este important să mergi direct pe aceste cuvinte. Deci este bastul să mergi pe laptopul Lenovo, care probabil are o dificultate de 40-50, cu popularitate foarte mare, dar ROI mic, când ai putea să mergi pe laptopul Lenovo, model MacBook... care îți poate aduce un ROI mai mare. Și decât să-ți concentrezi eforturile de link building pe un head term, care probabil va ranca la un moment dat, mai bine îți concentrezi eforturile tale de marketing strict pe produs. Da. Uite, de exemplu, ai acolo carcasă iPhone 4S silicon. Da. Are o dificultate de 20%, 19%, da. Popularitate 0. Și tu zici că ROI ar trebui să fie 0. Asta înseamnă că omul, dacă are un magazin de componente și accesorii și are produse de carcasă iPhone 4S silicon, să nu facă nimic în privința asta pentru că nu are niciun ROI? O să racheze de la sine. Niciodată. Gândește-te că tu ai... Din întâmplare lucrăm pe aceeași niște. Și carcasa iPhone 4 e din silicon. Ok, într-adevăr, Google și oricine îți va arăta că nu are foarte multe căutări. Așa, poate are să ce căutări nu are și presupunem, da? Teoretic, exact, teoretic. Așa. În condițiile în care sunt cel puțin 70 de magazine online în România care vând acel produs, așa, dificultatea aia nu o să mai fie nici. Dacă nu o să mai fie atât de simplu să ajunge acolo și cine câștigă bătălia între 70 o să vândă niște carcase albe din silicon pentru că le caută cineva la un moment dat. Dacă există, eu sunt de părere că dacă există un produs în piață, e făcut pentru cineva care trebuie să-l caute la un moment dat. Nu, nu m-am putut să fac, nu știu, bar, verde, dacă nu e, n-a mai luat nimeni și nu vrea nimeni verde, că e interzis prin lege. Înseamnă că vreau să-l vând, înseamnă că trebuie să creez cumva o cerere de căutare. Aia o faci pe un display. Să poți ajunge și vând. Da. Ca să generezi tu cerere de căutare la SEO e mai greu. SEO deja lucrează cu ceva, cu un interes care deja există. Nu e greu, poți să-mi aduc trafic prin campanii generale. Dacă tu vrei să investești atât de mulți bani ca să-ți promovezi o amoretă de carcasă iPhone de albă, da, poți să faci lucrurile. Dar n-am ajuns 200% la carcasa aia, dar vreau să promovezi și vreau să investezi. Da, poți să promovezi. Foarte ușor. Am făcut eu o mică greșeală. Nu e carcasa iPhone 4 silicon. Carcasa iPhone 4 este da, de fapt mai jos. Da, scrie. E carcasă. Un mic typo. Și l-am dat în râd. Da, și poate de aia are popularitate. Ai, da. Ok. L-am ideea că ROI-ul tău e destul de... Adică pentru cineva care se uită, poate nu are foarte multă experiență cu SEO. Se uită chiar omul care are business, un magazin online respectiv. Da. Vede ROI. Ce înțelege? Este ROI într-o parte de SEO. Este ROI într-o parte de SEO. Adică faci investiții mici în SEO, dar ai beneficii mari mai departe. Eu aș recomanda să schimbați ROI-ul. Adică e un termen de la coloană. Mai mult decât imprecis. Ideea e că dacă ai putea, nu știu, să definești anumiți factori care intră în calcularea ROI-ului, să zici că, băi, atâta costă, atâta profit fac, atunci, sau atât cheltuie eu pe SEO. Atunci, da, ar avea sens ROI. Ai putea să faci lucrurile astea dacă ai toate datele din site-ul respectiv. Gândește că tu nu ai site-ul, nu ai conversii, nu ai nimic. Nu știi ce se întâmplă cu site-ul. Tu faci acum SEO. Și vorbim acum strict pe partea de SEO. Facem eu research și vrem să găsim niște cuvinte foarte bune, da? Ăsta este un tool care te poate ajuta să vezi care sunt cuvintele cele mai populare și cu dificultatea cea mai mică. Dacă tu alegi să mergi direct pe cele cu dificultate mare și cu popularitate mare, sperând că în X luni, ani de zile, poți ajunge acolo și să ai tu un ROI, foarte bine, poți să faci lucrurile. Da, nu, eu ziceam doar de definiția coloanei sine, adică așa, nu știu dacă ROI ar fi cea mai bună definiție în cazul ăsta. Lăsând la o parte termenul. Șanse de... Dar oportunitate. Știi unde este, unde e confuzia? Pentru că tu spui acolo un ROI, nu știu, 44%, da? Da. Deci dacă eu mă gândesc la ce înseamnă ROI, da? Înseamnă că eu fac o sumă de bani și mă aștept
ca 44% să nu se întoarcă în buzunar, da? Vorbim strict de SEO, nu vorbim de bani. Da, și de SEO. Scrie acolo, ROI în droni sau ROI în dolar sau ROI în euro. De aici vine... Este un tool de SEO. Chiar și dacă e pentru SEO, ROI, asta înseamnă că investezi niște bani în SEO și vin niște rezultate. Și acolo e un calcul. Deci 44% înseamnă că investezi un potențial mai bine. Sau investezi un potențial mai mare, exact. Acum spune mai bine ceva. Investiția se referă în nu neapărat. Exact. Trebuie să spun neapărat ceva. Știți bani cu Arvin, Aroiu? Deci tu ăsta este făcut strict pentru SEO și ca să-ți dai tu seama dacă cuvintele cu care vrei să mergi mai departe sunt profitabile sau nu. Acum poate să fie un ROI în RON, dacă tu pui 10 RON și te aștepți să câștigi cu 44% mai mult, s-ar putea să nu fie așa. Pentru că mai ține și de site, mai ține și de brand, ține de foarte multe lucruri. Uite și acolo că ai popularitate 100% plus, sau 100%. Pentru că este cuvântul Facebook. Se vorbește în miliarde de site-uri, toate site-urile pe pământ stau Facebook. Mai greu să fac infinit sau ceva de genul ăsta, 100%. Auzi, am o întrebare. O să dai un pic înapoi. Trebuie să-l bat până acolo. Deci, pe rândul 2, carcasă ai compact versiunea. Da, e mărât. Nu este carcasă. Nu e carcasă. E carcasă mărât. Bun, ai vrut să scrie. Carcasă. Da, carcasă. Bun, stai un pic, stai. Ah, și atunci înseamnă că... Este un exemplu pe care l-am făcut asta, dragul exercițiu. Uite, ce vreau să... care era întrebarea. Dacă doar faptul că al treilea rând are album plus, da, nu se suprapunea sau nu conținea pe aia și expresia de pe rândul 2. După cum vezi, dificultatea este mai mică. Cum? Păi să zic, dacă pe rândul 3 aveai situația de acum și zice că pe rândul 2 aveai tot carcasă, descris corect, rândul 3... Este scris corect pe rândul 4. Da, poți face între 3 și 4. Oh, între 3 și 4. La avem poziția 5. Deci asta este un tool care te poate ajuta pe tine să-ți dai seama de cuvintele cheie. Dacă, și poți să-l faci la scară foarte mare, poți să pui 1000 de cuvinte odată să le scoate în câteva ore. Adică nu stai tu să faci calculele astea. Dacă voi mai știți alt tool care face lucrul ăsta, vă rog să mi-l spuneți. Se consideră și are impact. Dă seama că nimeni nu spune, acum am dat mai cu notițe. Da, noi le-am făcut în primul rând pentru noi. În al doilea rând, pentru oamenii care vor să fie mai eficienți la partea asta de SEO. Ce întrebare se poate folosi pentru România? Nu, este free. Tool este free. Nu. Datele respective, dacă... Orice motor de căutare. Păi da, pentru că îți trage numai din site-ul internet, e doar online. Deci acolo, dacă e în China, în China îți trage. Ca și concluzii, cuvintele cheie sunt fundația unui site. Dacă voi faceți treaba asta bine de la început, o să vreți un site optimizat pentru de la început. Foarte important, foarte, foarte important. Nu poți să faci o casă dacă nu ai fundație bună, ca primul vând cate și clienți. Vă spun lucrul ăsta pentru că am văzut în ultima vreme foarte multe site-uri structurate prost și optimizate și mai prost. Pentru că nu s-a făcut partea asta de la început. Dacă nu faci partea de keyword research, o să... N-ai așteptări, încă de la început. Poți să pun și o întrebare? Te rog, scurtă. Câți din clienții noștri a tuturor și-au făcut un site plecând de la niște cuvinte cheie? Aveți exemple? Român? Foarte puțin. Doi. Câți? Da, mână, din... Eu nu știu lucrul ăsta, adică proiectul la zero. Proiectul la zero și la zero te vreau un site. Și tu să zici, băi, trebuie să te gândești la cum și ăla să te gândească și la cuvinte. Vreau un site, că vreau un site pe o nișă. Un nișă, e adevărat, dar... Nișe și are niște produse. Da, dar ideea este ca totul să plece de la... Fiecare merge cu pielea lui, dacă a auzit de SEO și vrea să facă o treabă de la început, va apela la o agenție de SEO sau la cineva. Produse SEO asta ține de information architecture. Da. Deci dacă nu pleacă de la... Și asta era de fapt întrebarea. Câți din clienți sunt conștienți că trebuie să plece de la treaba asta? La fel și la campanie de toți fac așa, dau ăștia în gard, după aia iau la cârpit. Și după aia își dau seama că au făcut niște lucruri
proaste, dar nu se spună că vine pe mine din cauza mea, exact. Ce să zic, cunoaște un client că s-a greșit vreodată, doamne? Lucrurile astea se întâmplă. Noi, tot doi. Așa, ca să faci key research, trebuie foarte, foarte important să înțelegi ce vin sau ce produs ai. Mie mi s-a întâmplat la un moment dat, lucram pentru un site care vindea pentru piese de schimb pentru aparate VEN. Ce? În acela faci bani și primești ceva. Erau niște produse foarte, foarte ciudate. Stăteam toată ziua cu un client la telefon ca să înțelegi ce înseamnă fiecare cuvânt. Nu înțelegeam, nu știam. Erau niște termeni foarte specifici și nu înțelegeam, efectiv. Ca să știu ce să fac mai departe, să o prințez. Ce? Da. Ceva cu acceptoare de banote, da. Banote, exact. Așa, la fiecare cuvânt, iar e foarte important să înțelegeți și intenția celor care caută. Vor să cumpere, vor să informeze, așa mai departe. Trebuie să le servești fix rezultatul pe care îl caute cu site-ul tău. Și puteți fi foarte, foarte creativi. O să vă dau câteva conturi pe care le-am mai folosit la un moment dat. Știți că Meta Keywords-ul nu are nicio relevanță pentru partea de SEO. Și nici description. Și nici Meta Description. Dar Meta Keywords-ul încă au o valoare pentru noi care facem SEO. Pentru că poți să te duci la competitorii tăi. Ei au tendința să-și pună câte 20-30 de cuvinte. Și au făcut munca înaintea ta. Păi, la, eu pe ala la nofuri. Nofuri, nofuri. Poți să te inspiri, uite, să folosim acum. Sau, ce-am mai văzut, sunt site-uri din astea de statistici, la trafic.ro, gstats, gtop, au câte un badge, un footer. Dacă le urmăriți pe acelea, puteți să intrați pe site-uri respective, să vedeți exact pe ce cuvinte rachează și ce cuvinte le aduc trafic. Așa, puteți să mai folosiți Word, Word, știi ceva de Word? Este Word, da. Este un tool care îți ia conținutul într-o pagină și îți face un tag cloud cu cuvinte cheie. Așa. Poți să le vezi pe cele care îți apar de cele mai multe ori. Da. Foarte posibil. Foarte posibil. Așa și alte surse foarte, foarte sigure de cuvinte cheie sunt la competitorii voștri. Uitați-vă întotdeauna la cuvintele pe care le folosesc în title, în titlul paginii. Pentru că alea sunt cuvintele pe care le optimizez. Chiar dacă nu știi câte căutări au. Așa, folosiți, niciodată nu vă limitați doar la un singur cuvânt. Folosiți singular, plural și alte variații. Folosiți prepoziții de, pentru, în și cum și așa mai departe. Pentru că și acelea vă pot aduce trafic. Așa și iar foarte important, niciodată nu optimizați cu o singură pagină, doar cu un cuvânt cheie. Mergeți în puțin un head term sau doi și mai multe alte combinații pentru loc de, nu știu, ieftin, online, 2014, 2013, frumos, urât, așa mai departe. Vă mulțumesc! Am fost destul, da. Vorbim și.